Cineva mi-a recomandat să iau acest joc, Teeth Brush Simulator, m-a căpiat efectiv la cap. Okay, man, 80 de cenți, why not? Purchase for myself. Oh, o dată de la card, dracu, să nu mă trezesc cu ăștia că îmi folosesc cardul pe poza Brothers, full optional. Hey, ce... Ce faceți, wish, fete? Atât nou, un episod din jocuri handicapate. Când am mai făcut așa ceva, rușnec, ciurtăși că nu stai. Davai, davai, privet, pizdabul. Englishman. Înainte, toate, wish, fete, nu uitați să orzi butonul de like, orice, orice like, condolezi din partea fiecare. Iar dacă vom să strânge peste 3000 de like-uri la acest episod, bla, 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 da, bla, bla, Instagram, Discord, în descriere. Play, cine mi-a recomandat ce, 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 pula, bă, ce? Sunt într-o baie, aparent acolo e mizerie, mai ceva ca în băile comuniste. Nu existau clor? No, pula, chiar că e o baie. Ui, ce, ce avem acolo? Mă, pot să dau, o, oh, o, oh, Pluto. Planetos, da. Aparent omul nostru este căsătorit. Uai, dă pula mea. Ok, pot să-mi văd gura. Ola mă de ras Astor să ne luăm pe la sub braț sau la piarză. Dacă e, oricum avem nevoie. A cine se rade pe piept? Nu ești bărbat, ești pizdă sau ce? Boiler, bă, coaie, e întruchiparea adevărată a comunismului. În fine, hai să mă spăl pe din Teeth Simulator. Astăzi ne spălăm pe din. Spălați-vă pentru că așa e bine. Pentru că așa e frumos. Trebuie să avem dinții albi și sănătoși. Ce am ajuns să mă joc în pula mea? Bloody Mary! Bloody Mary! Bloody Mary! Continuare, se spală pe dinți! Aaaa! Mă spăl pe dinți! Aaaa! Ce? What the f***? Nicio treabă, pulă! Lasă-mă! Shut the fuck up! Ai spălat pe dinți! M-am dus în ea! A piece of shit, you blew your teeth for too long and get to hell for abusing us! You are fucked! Yes! Ce? Ce? Mă bat cu... Draci! Mori futu-ți Dumnezeu! Ce văd aici? Ce-ți morminți? Cine pula mea urâtul? Alo Dumnezeu? Aș avea nevoie de niște ajutor? Alo? Tu ești Jesus? Ce-ați altarul lui Satan, altarul lui Azabel? Ce stai cu periuțaurii așa de dinți? Alergă demonii! Unde m-au prins ăștia în labirint? Cine a făcut jocul ăsta? A fost un tâmpit? Unde trebuie să ajung în cația și pula? A, merge space-ul, mă! Ce nu ai spus mai devreme? What the fuck? No, bun. Nu văd nimic. Nu o să vorbim despre asta. Sigur, jocul ăsta a fost făcut de vreun ruznac de la tâmpit, că nu ai ruznacii, sunt așa... Nebuni. Dar nu pot să sar pe tablele astea de șah, să ce sunt? Sunt în iad, dacă așa e iad, nu mai vreau să mor! Lăsați-mă! O să mă urc în turnul chindiei. Nu e! Ok, mi-au viteză mai mare când fac asta? Mă, ce baie, mișto, tab, tu prei. Mă rog! Oh! O, Satan, lasă-mă să trăiesc, nu mai mă fac corpul ce se petre. Prei, 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 prei. Ciu, ce mă transform? Ce mă fac? În demon. What? De ce încă se aude? Ok, revenind. What the f- Ok, revenind. Sunt blocat într-un loop. Ce? Ce dracu? Ce vrem? Ce față are? Marșă-n pula mea! Mamă, și acum să-și întoarcă capul spre mine? Asta e joc horror? De ce sunt două părți aici? Sunt în iad? Putei cea țuică de aia naturală la 7 lei? Țuică de pe voaică, ce faci bre, ieși mă un suc, ce, ce încordat ești? Sigur nu vrei să-ți fut una peste coada aia, ce? Poate vine să-mi dea un jumpscare, dar nu. No, să ai o vizionare plăcută la tipul meu. Se pare că astăzi ne jucăm doar simulatoare. Simulatoare de bărbați. Ești tu muzica? What the fuck? Eh, lasă-mă să-mi beau cola! Am zis lasă-mă să-mi beau cola! Ce facem cu cuțitul? Păi putu-ți Dumnezeu, mă deranjezi pe mine de la somn?
Deschide urec ușa. O, las că luăm cuțitul. Futu-s cu veioza. Da, care e mă la ușă? Care e șmecherul? Arată-mi ce poți. Ce? Ești doar a couch I can sit on. Coaie meu, nu intri la mine în casă de... Husband raving, trebuie să ascundem. Am înțeles ce este spune. Dar și motivul de care l-am omorât, care a fost? Că s-a băgat la mine în casă de parcă era la el acasă. Nu, ascunde-l în dulap. În dulap am zis. E turbat. E, stai, pune după dulap. Intră în dulap. Intră după dulap. E bine, o te pune să dormi. Am zis că aducem un bărbat acasă și îl punem să doarmă. Nu așa, că faci pe mortul. Uite, lasă-mă, nu mai te agăța de mine. Te uiți și tu la un televizor, o emisiune faină. Ce zici? Pe tavan. A sosit soțul, suntem femeie, practic. Sau depinde și bărbat, dacă nu contează asta, nu sunt detalii minore. Avem să punem înapoi Coca-Cola. De unde? Ce vrei, mă? Care, mă, ești mecher, bă, gămiești? Iar vine? Ce vrei, mă? Nu intri la mine în casă așa de parcă s-a făcut măta curat. Mi-a făcut, de fapt, măta curat. You better clean this up immediately. Bă, prietene, tu nu știi cu cine te pui! Eu mănâncă. Bă, bine, tu stai acolo, prietene, neștete cu veiul. Și mă, sferia de handic... Mă, ce-i la mine în casă? Se intră de parcă... De parcă e hotel de 5 stele? Băi! Dar știu că ești acasă, dar de ce mergi în perete? Sau ce dracu asta? Câți bărbați am acasă, întrebare? Vă futeți în cură, am înțeles, am plecat. Bă, nu faceți neisprăviri de-astea la mine! Futu-ți dune! Nu era nevoie să-mi spui după ce ai murit. Trebuie să-l ascundem fără să ne vadă nimeni. Shut up! N-avem voie să... Ok, nu l-ai văzut. N-avem voie să ne vadă. Îl punem, îl săpăm direct în grădină ca... Ca în serialele criminalistice. Ia fii atent, ia-l. Și acolo a stat. N-ai văzut nimic, prietenaș. Așa-i? Lasă-mă, dracu, și care-i faza că vine bărbatul meu într-o secundă? What the? Eu am mai mulți bărbați, vezi? Nu pot să-mi omor bărbatul? Măcar atâta, să iau niște sus de bărbat. Da. Aparent este o zi minunată. N-am omorât un ratat! Ia vină tu încoate, iau pe sus, ce puternic sunt. Dorme aici. Asta am pula goală, urcă, nicio treabă. Nu mă băga în seamă. Băieți, dar cum baia ocupată să se știe că... What the fuck? Iau te-o, iau de brață, zici că am făcut 3 ani de sală. De acum încolo, ăsta trage o căcare de aia blanaudă, nimeni nu mai poate intra aici, da? Ați înțeles? Game over, da mă, game over, nu e niciun game over până când nu spun eu că e game over. Ați înțeles? Spazme! E spaz! Are spam! What the fuck? Hai la o plimbărică în parc, vrei? Nu. Asta? O lăsăm? O dăm la o parte? Și luăm cadavrul. Ok, 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 vecinu! Vecinu! Dacă tot ești la ușă, îți aduc și o cola dacă vrei. Uite, vrei o cola? Vrei o cola? Dovada că cola nu e bună! Să nu mai cumpărați așa ceva. Aolo, anti-reclamă. Mă moară ea de la cola. Amonează, nu ne trebuie cola. Cola e pentru nenorociți. No, hai să-l ascundem. Taci-mă din gura aia. Că l-ascund, nu o să-și dea niciodată seama. Bărbatul meu că e acolo. Ia, intră așa. No, e doar dezordine, nu vă faceți griji. E doar dezordine, doarme ăsta aici. Strună. Cadavru mort ascuns, e bine. Am luat o cola, vrei o cola, iubito? Vedem, următoarea victimă e pe drum. Sper să fie pe drum. O să iau acest cuțit, nu o să mă vadă nimeni. E prost, e prost bărbatul meu. Oricum am căsătorit cu el din interes. Nu, astea sunt detalii minus. Ce trebuie să fac cu aia? Cine mai vine la mine în casă? Păi oricum, dacă venea cineva la mine în casă, l-omoram de să le iau capacele. Că-l iau eu și l arăt în fața lui bărbatul meu. Ce părere are despre acest lucru? You just can't stop killing people, can you?
Păi cam asta a fost episodul de astăzi, băi și fete, sper că v-a plăcut, iar dacă v-a plăcut și mai vreți în continuare jocuri de-astea tâmpite, nu uitați să omorâți butonul ăla de like, doar ce orice like contează din partea fiecăruia, iar dacă vom strânge peste 3000 de like-uri, cu siguranță vom mai face, nu uitați să dați un follow la pagina mea de Instagram, pe care o aveți în descriere, la fel și serverul de Discord, ne auzim data viitoare!